să discutăm un pic, să vedem dacă găsim o soluție. Am discutat cu domnul Dic. Da, ascultați. Numai un pic. Vă rog să ascultați. De la București încă n-am primit niciun răspuns, nu avem nimic, dar domnul director general își asumă... Se aude, mai bine. Deci domnul director general își asumă responsabilitatea și până la proba contrarie îl credem pe cuvânt, că se va face creșterea salarială de la 1 martie cu cel puțin 1000 de lei, dar am spus, noi am solicitat 1500. Rămâne ca în zilele următoare să ne întâlnim din nou la București și sper să finalizăm aceste lucruri până la sfârșitul anului. Da? Deci eu vreau să spună domnul director general și să dezamorsăm deocamdată situația aceasta. Dar să nu uite că în orice moment se poate întâmpla același lucru sau și mai rău. Pentru că totdeauna voi sunteți cei care dați tonul, nu eu, nu cei care sunt la Comisia de Negociere. Comisia de Negociere totdeauna merge la limită, da? Până unde avem posibilitatea noi, dar în momentul când primim răspunsuri ferme că nu se poate mai altfel, atunci vă informăm și procedăm ca atare, așa cum ați făcut-o și astăzi. Vă rog, domnule. Bună ziua din nou. Așa cum am început discuțiile la ora 6.30 și așa cum am discutat în ședințe anterioare cu comisie și așa cum noi ca și companie ne asumăm să facem și să găsim soluții astfel încât la 1 martie acel acord de creștere a salariilor să fie deja agreat, mai aproape, la momentul 1 martie să fie deja agreat, asta înseamnă că noi vom continua să negociem astfel încât acordul pe care îl vom atinge administrația și sindicatul aici de față, pentru dumneavoastră, vor sau va conduce la o soluție win-win. Personal, acum consider că ar trebui să ne continuăm activitatea, avem obligații unii față de alții, trebuie să ne respectăm obligațiile și este ceea ce eu, în calitate de director general, îmi asum, să facilitez și să duc până în punctul în care părțile ajung la un acord, astfel încât acest impediment să fie depășit. Vă rog mult și insist să ne lăsați să continuăm, am convenit cu dânsii, să continuăm discuțiile. Acele discuții se vor materializa într-un acord care va fi semnat, asumat și aplicat. Target, obiectivul nostru este, exact așa cum a spus și domnul Tancău, să creștem de la 1 martie cu minim 1000 de lei. Lucru pe care l-am făcut pentru decembrie, ianuarie și februarie. Ceea ce înseamnă că suntem pe acea linie în care negociem și găsim soluții. De când negociem de ani și ani și zeci de ani cu sindicatele, am găsit întotdeauna soluții. Niciodată nu ne-am blocat și nu vreau să ne blocăm nici astăzi și vă garantez că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Rugăminte personală, responsabilă, haideți să ne continuăm activitatea, colegii vă așteaptă, avem treabă cu toții. La 1 martie, acordul de creștere a salariilor va fi semnat. Acum, în perioada asta, vom iniția funcție de disponibilitate, discuții. Bun. Lucrăm la un acord. Eu atât am vrut să vă spun. Rugăminte încă o dată. Lăsați-ne să continuăm negocierile. Nu se va duce până în septembrie. Nu se va duce până în septembrie. Există... Până la 1 martie, acordul va fi semnat. O să avem și scris. Acum ar trebui să vedem, până la proba contrarie, așa cum v-am spus și la început. Dacă până decembrie nu se termine, adică până la sfârșitul decembrie, noi vom ieși din nou. Eu sper ca până la sfârșitul decembrie să reușim să încheiem acest acord. Da? În cazul în care nu se reușește acest lucru, tot la dumneavoastră o să vin și vă informez ce s-a întâmplat. Da? Nu avem altă cale. Astăzi, hai să-i dăm crezare domnului director general și vedem dacă altă dată îi mai dăm crezare sau nu-i dăm. Da? Rugămintea este să găsim o soluție, pentru că în momentul de față nu. În momentul de față, pentru că de azi dimineață am tot așteptat să găsim o soluție, da? Hai să vedem, deocamdată avem această promisiune, hai să vedem dacă se rezolvă sau nu și după aceea vă informăm și continuăm acțiunea dacă este. Dar nu soluția asta am așteptat. Eu știu că nu soluția aceasta ați așteptat-o, este adevărat, dar trebuie să ne gândim și la ce soluție facem mai departe, da? Deci asta este. În decembrie nu, hai ieșim din nou.
Deci rugămintea este, haideți să încheiem, ne mergem să schimbăm colegii din schimbul 3, iar în momentul în care nu avem o soluție concretă de la București, împreună cu cele două comisii de negociere, la fel vă vom transmite, așa cum v-am transmis și ieri, mesajul dumnealor. Și atunci vom face la fel sau cum vreți dumneavoastră să facem atunci, da? Vă rog frumos, haideți să ne vedem de servici și vedem altă dată, da? Promisiunea ar trebui să fie de 1500 de la 1 martie, deci, nu de 1000 de lei. Am pierdut din start 500 de lei din ce am vrut. E adevărat, a spus doar că cel puțin 1000 de lei. Eu cred că noi avem discuția... Păi, deci până... Haideți să vedem că până atunci, să vedem în momentul de față când ajungem la o soluție pe care trebuie să o semnăm, înainte de a o semna tot cu dumneavoastră, discutăm și cu reprezentanții dumneavoastră. Haideți să vedem că nu avem altă soluție în momentul de față, să găsim o soluție prin care, în momentul în care nu se găsește finalitatea acestui lucru, atunci vom trece noi la oprirea instalației și nu va mai fi niciun problem. Da? Eu n-am cum să vă spun altceva, dar trebuie să găsim soluție. De ce? Asta a plecat de dimineață de aici, lângă noi, și la asta ne-a zis înapoi. Nu merge așa. Eu vreau doar să înțelegeți. Noi grupul alb. Că? Da, corect. Deci nu există. Indiferent dacă chem ITM-ul, următoarea chestie este oprirea instalației. Problema este, lor le convine, că oprește și cu asta basta. Ascultați-mă, eu vreau să vă spun așa, de-a lungul timpului am trecut de multe ori prin situații de genul ăsta. Da? Cel mai bine este totdeauna să spui oprim instalațiile. În momentul când oprește instalațiile, nu mai iei salariul, nu mai iei nu știu ce. Deci, vă rog, eu nu vreau să vă conving pe voi, eu vă spun care este situația. Și decizia va aparține tot dumneavoastră. Am găsit. Și dacă nu plecați, nu e o problemă. Dacă n-ai cu cine să vorbești, ce faci? Trece la oprirea instalațiilor. Da? Oprește instalațiilor. Să înceapă să cedeze schimbul 3. Să duceți albările, să decare muncitorii, oamenii, colegii noștri. Și de ce trebuie? Nu plecăm de aici până nu ne acceptați chestia ce am cerut. Nu e nicio problemă dacă nu... Aici stăm, până la ultimul om. Eu v-am spus că soluția care este a fost mai departe o soluție de ieșire din acest moment. Dacă nu vreți... ...o cale de dialog până la sfârșitul decembrie să ne negociăm salariul. Ne-am săturat de vorbe. Noi împreună am făcut toate chestiile astea. Nu, ne-am săturat de vorbe. Nu l-am făcut de vorbe. Și cu voi am hotărât mai departe. Vine perioada sărbătorii, toată vorbe. Trebuie să știm ce urmează. Cine negociază dacă ăștia pleacă în vacanțe? Da. Nu, am promis că ne întâlnim mâine, poi mâine, până la... Asta au fost promisiunile pe care ni le-au făcut. Și e o cale de dialog să ne atingem obiectivul, să mărim salariul, ca să ne interesează. Nu te oprim faptul. Și mie mi-e să-ți mai...